că eu dau niște date algoritmului și el încearcă să găsească un model sau o funcție pentru datele respective. Și o să ne concentrăm pe ceea ce se cheamă inferență bayesiană, în care ideea pur și simplu este că avem niște informații a priori, deci avem niște informații la început despre datele mele, care poate să fie o ghiceală, să zicem, despre cum o să arate datele respective. Spre exemplu, aici nu se vede foarte bine, din păcate, dar vrem să facem un algoritm care să învețe frecvența după care fică o monedă în cap. Adică eu o să-i dau o secvență de valori, să zicem 0 sau 1, care reprezintă cap sau majul, cum a picat moneda. Și algoritmul trebuie să încerce să învețe care e frecvența după care pică în cap moneda. Și acum, inițial, graficul acela de stânga, stânga sus, e informația a priori a algoritmului. Adică el e complet incert la început despre care este frecvența aceasta. Și de aceea e distribuție uniformă peste toate frecvențele posibile. Asta e a priori. Deci înainte să vadă informații, înainte să vadă date. După aceea, pe măsură ce îi dau date, deci acolo am dat două alocări de monedă, aceea 10, 20, 50, 500, vedeți că începe să-și actualizeze informația și să-și îmbunătățească cunoștințele despre frecvența cu care îi propune. Deci ideea este că, în general, într-o problemă de învățare, avem informația aceasta a priori și după aceea primim niște date și actualizăm informația, actualizăm cunoștințele despre sistem. Și acum, inferența bayesiană se bazează pe regula asta lui Bayes, pe care probabil că ați mai văzut o probabilitate condiționată, în care ce e esențial e că putem exprima probabilitatea lui A condiționat de B în funcție de probabilitatea lui B condiționat de A. Și atunci, în ideea inferenței bayesiene, dacă avem niște date, avem niște informații în care vrem să învățăm ceva, vrem să ne dăm seama și avem mai multe ipoteze care s-ar putea potrivi acelor date. Spre exemplu, în cazul monedei, am ipoteza frecvența e 50% sau 70% și așa mai departe. Vreau să văd care dintre ipotezele acestea se potrivește cel mai bine cu ce observ. Cu alte cuvinte, vrem să știm probabilitatea ca date fiind niște date, niște informații, care este probabilitatea unei anumite ipoteze ca fiind adevărată. Și, în general, calculăm asta conform legii lui Bayes. Avem, asta este, zice, informația a posteriori, după ce am observat toate datele, pe care o calculez în funcție de informația mea a priori, deci ce am presupus eu la început, înainte să văd datele. Și după aceea, această funcție de probabilitate care se cheamă likelihood, care e probabilitatea dată din o anumită ipoteză. Ok? Și, spre exemplu, aici, dacă datele mele ar trebui în general, respectă legea asta cu 50%, atunci ipoteza că ar fi 70%, să spune, o să fie foarte improbabil, să aibă likelihood foarte mic. Și deci nu o să contribuie foarte tare aici. În schimb, cea corectă o să contribuie foarte tare. Și deci tot actualizez informațiile astea. Acum, aici m-am zis, și mă rog, să vedeți un exemplu de lucrul acesta, în care graficul verde este informația a priori, distribuția mea a priori. Deci să zicem că înainte să văd informații, eu credeam că marea majoritate a datelor o să se situeze aici. După aceea, după ce am obținut informațiile, curba roșie, observ că, de fapt, ele se cam situează pe aici. Și deci, combinând cele două informații, informația mea a priori, cu ce am observat la ecranul, țin informația a posteriori, care e curba albastră și care este undeva între ele, deși normal să fie, în funcție de cum sunt cele două curve. De ce v-am zis de lucrul acesta? Pentru că în criptografie, sau de fapt problema învățării și problema criptografiei sunt complementare. Și un articol foarte drăguț care vorbește despre asta, pe care o să vă pun la final. Dar, în general, în machine learning, ce încercăm să facem sunt algoritmi care să învețe despre date, algoritmi cât mai buni care să învețe despre date, în timp ce în criptografie încercăm să facem scheme de criptare din care nimeni nu poate să învețe din date. Adică, dacă trimitem mesaje criptate,
oamenii acumulează mesajele alea criptate, să nu poată învăța nimic din mesajele respective, să nu poată să-și dea seama ce reprezintă ele de fapt. Și atunci vine următoarea definiție pe care l-am formalizat-o aici, dar vă prezint conceptual. Definiția de securitate necondiționată este atunci când un atacator al unui protocol de criptografie, informația lui a priori este egală cu informația lui la posterior. Adică, după ce a văzut toate mesajele criptate, nu a învățat nimic din protocol. Pare o definiție destul de rezonabilă pentru securitate, dacă în urma schimbului de mesaje nu a aflat nimic nou. Deci știa nimic, știa și lucru, în principiu. Acum, în general, asta nu să fie efectiv egale cele două distribuții, ci o să fie aproximativ egale. Adică, permitem atacatorului să învețe ceva, atâta timp cât eu pot să controlez cât de mult poate să învețe. Și, în general, pot să fac informația pe care o află atacatorul să fie arbitrar de mic, să fac foarte improbabil ca el să învețe ceva. Deci, cu alte cuvinte, nu învățăm nimic din date, nu învățăm nimic din mesajele acelea criptate, indiferent de puterea adversarului. De aceea se cheamă securitate necondiționată, pentru că nu fac nicio presupunere asupra abilităților adversarului. Eu doar spun, există un adversar undeva, care poate are și un calculator bazat în globul negre și chestii din alea ciudate. Și dau mesajele mele. Și vreau să garantez că fără a face nicio presupunere asupra lui, informația lui a priori, înainte să-i dau datele criptate, este aproximativ egală cu informația a posteriori. Deci n-am învățat nimic din mesajele acelea, n-am aflat nicio informație. Deci se mai cheamă și securitatea în sensul teoriei informației, tipul modelul acesta de securitate, pentru că mărimile cu care o să calculăm lucrurile astea vin din teoria informației, entropie și informație și așa mai departe, pe care nu vreau să le folosim, dar acum știți de vreo schemă din această criptografică care să satisfacă proprietatea aceasta? Exact, one-time-pad. În one-time-pad o avem pe Alice, care vrea să trimită un mesaj pe Bob și se presupune că de la bun început ei au o cheie secretă, care este un șir aleator de biți. Deci acum vorbim de biți, pentru că am dat tot de clasă, nu e din bani. Și în principiu cheia trebuie să fie de aceeași lungime cu mesajul. Și atunci ce face Alice este pur și simplu să aplice sau exclusiv între cheie și mesaj. Deci adună cum ar veni în binar, cheia cu mesajul. Trimite șirul acesta pe care îl ține trimite lui Bob, aceea Bob calculează mesajul aplicând aceeași operație cu cheia care e aceeași cea lui Alice și mesajul secret pe care l-a primit de la Alice. Și dacă un atacator interceptează șirul acesta, șirul secret pe care l-a trimis, nu o să afle nimic despre mesajul. Adică, matematic, o ține o relație de genul ăsta, nu e tocmai egalitate, trebuie să fie aproximativ egal, dar vreau să ilustrez ideea aceasta că, probabil, deci, informația a priori a lui este o distribuție peste spațiul tuturor mesajelor posibile. Și, spre exemplu, poate să fie uniformă sau poate să nu fie uniformă, pentru că dacă Alice și Bob sunt banchieri, spre exemplu, atunci e destul de probabil ca mesajele să fie legate de contul bancar și chestii de genul ăsta. Atunci poți să am o distribuție care e centrată pe genul ăla de mesaje. Dar ce e important e că după ce a interceptat comunicația dintre cei doi, noua distribuție de probabilitate e aproximativ identică. Deci n-a aflat nimic din mesajele respective. Și, în fine, am făcut și un exemplu. Deci, spre exemplu, dacă Alice și Bob au acea cheie, deci un șir random de biți, și Alice vrea să trimită mesajul acela lui Bob, atunci ea trebuie să calculeze sau exclusiv între ele. Deci, având cheia și mesajul, o să facem sau exclusiv bit cu bit, deci 1 și 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 și tot așa, și obținem și eu acesta. Acesta o să fie mesajul secret pe care are să apoi trimite lui Bob. Bob primește mesajul acesta și după aceea calculează cheia sau exclusiv mesajul. Și făcând lucrul acesta, observăm că recuperează exact termenul original pe care l-a trimis. Acum vedeți că în schema aceasta nu discutăm de lucruri de tipul IVA putea să intercepteze mesajul și după aceea să-l țină ea și să-l mai întâlnită lui Bob și atunci Bob nu mai primește mesajul. În
general nu ne interesează cazurile astea, pe noi ne interesează ca atatorul să nu afle nimic din informațiile respective. Dar nu putem opri ca el să pună un balon între alții și Bob și să-i oprească de la comunica. Nu avem ce face în situația aceea. Ok, și acum, de ce este one-time patch? De ce nu putem refolosi chestia asta? Pentru că dacă ar fi să trimitem două mesaje care au fost, pe care am aplicat același patch, deci aceeași patch, am criptat în același fel, și acum if le are pe acum două și pe S1 și pe S2, atunci ea poate să facă sau exclusiv între ele și când face asta o să dispară cheia și o să aibă sau exclusiv între două, cele două mesaje. Iar asta reprezintă o anumită informație despre spațiul mesajelor pe care îl folosesc Alice și Bob. Și deci, informația pe care o capătă ei nu mai este o informație trivială, este devine ceva mai trivial. Și cu cât folosim mai des one-time pattern pe mai multe mesaje, dacă folosim cheia și aceeași cheie pe mai multe mesaje, o să afle din ce în ce mai multe informații. O să obțină un set de constrângeri din care poate cele din urmă să afle mesaje, folosind și informația ei a priori. Și din câte știu, cam asta s-a întâmplat în timpul războiului rece, când rușii foloseau one-time pattern pe care le refoloseau. Foloseau același pattern mai multe și pe felul acesta au reușit americanii uneori să le decripteze mesajele. E, și atunci, ca să putem beneficia în continuare de proprietatea de securitate necondiționată, ar trebui să avem o cheie diferită de fiecare dată. Și cheia aceea să fie de aceeași lungime cu mesajul pe care vrem să-l primim. Cu alte cuvinte, dacă există o modalitate prin care putem face să aibă aceeași cheie de orice lungime, astfel încât să putem trimite orice mesaj, și schema aceea prin care ei află cheie, schema de distribuție a cheilor, este și ARX, are proprietate de securitate necondiționată, atunci tot protocolul o să aibă securitate necondiționată. Și există protocolul acesta pe care v-am zis și în primul curs de distribuție a cheilor. Și o să vedem exact cum funcționează. Deci, rezolvă problema de a distribui chei de dimensiuni oricât de mari. Și în principiu, ca ALS și Bob să poată comunica în continuu, să poată comunica la nesfârșit, atunci schimbul de chei trebuie să se conducă la nesfârșit. Și deci o să avem o limitare asupra cât de repede pot comunica, dată de cât de repede pot distribui cheile. E, și se presupune în schema aceasta că Alice și Bob comunică printr-un canal public și clasic, adică pe care cercă doar miți, nu și chiuriți, și există o autentificare din canalul respectiv, adică Alice știe că discută cu Bob și Bob știe că discută cu Alice. Iar comunicarea lor este publică, deci prin acel canal public, oricine poate să vadă mesajele, oricine poate să le intercepteze, dar presupunem că Alice știe că vorbește cu Bob și Bob știe că vorbește cu Alice. O să vedem în partea a doua protocolul de autentificare, dar în principiu asta se poate face necondiționat sigur. Autentificarea lui Alice față de Bob și lui Bob față de Alice. Ok? Și pe lângă canalul public clasic, mai există și un canal public cuantic în care o să circule biți cuantici. Și în canalul acesta presupunem că Eve, din nou, poate nu doar să observe că trec qubits pe acolo, dar poate să și intercepteze și să-i măsoare, poate eventual să-și trimită ea propriul qubits pe canalul respectiv și așa mai departe. Sau putem presupune, o să vedem la a doua parte, că în loc să avem canalul acesta public, că Alice și Bob au entanglement, au primit cumva entanglement la bun început și se folosesc de el. Întâi o să ne uităm la protocolul care folosește canalul cuantic, care se trimite qubits și date de entanglement, care a fost făcut în 1984 de Bennett și Brassard și din cauza aceasta se cheamă BB84. Ideea e felul următor. Alice are un aparat de preparat stări cuantice și aparatul are două setări, două butoane, să zicem. În prima setare, deci dacă apasă pe primul buton, aparatul poate să-i prepare în mod aleator, fie o stare 0, fie o stare 1. Și apasă pe buton pe prima setare și aparatul se întoarcă fie un qubit în stare 0, fie un qubit în stare 1. Probabilitatea e egală, 50% de un qubit 0, 50% de un qubit 1. Și aparatul și spune ce qubit va da, îi zice, că ți-a dat un qubit
0 se înseamnă că e cu 1, iar în setarea a doua, același lucru plus minus, deci dă fie un cubic plus, fie un cubic minus. Acum, ea o să apese aleator pe cele două valori. Adică cu 50% alege prima setare, cu 50% alege a doua setare, deci implicit aparatul se producă în mod aleator cele 4 stări posibile, deci fiecare se produce cu probabilitate de 1/4 și o să trimită stările acestea în pop, în canalul 1. Acum, la rândul său, are un aparat de măsurătoare care are două setări posibile. Prima setare îi permite să măsoare în baza computațională, 0/1, doua setare îi permite să măsoare în baza plus-minus, ceea ce numește. Și Bob, tot așa, o să alterneze aleator între cele două setări, sau peste random cu butoane, și deci stările pe care le primește, o să le măsoare aleator una cu cele două baze. Și acum, ce se întâmplă mai departe e că Bob o să anunțe în ce bază a făcut fiecare măsurătoare. Adică o să anunțe prin canalul public, deci informație clasică asta, o să zic, uite, primul cubic l-am măsurat în baza 0,1, al doilea în plus minus, al treilea 0,1, al patrulea în plus minus și tot așa, dar nu o să spună ce rezultat a obținut în urma măsurătorului, o să spună doar baza. Deci, practic, o să spună pe ce buton a apăsat, dar nu o să spună și rezultatul. Și asemănător, Alice o să anunțe în ce bază a preparat stările, dar nu și ce stări a preparat. Și vedem că din informațiile astea două, deocamdată ei nu poate să afle nimic. Pentru că dacă știe baza în care a fost preparată starea, ok, știe că e 0 sau 1, spre exemplu, sau că e plus minus, cu probabilitate egală și nu știe mai nimic. Știe pe aia că pe ce bază a măsurat Bob și asta poate să-i spună din nou probabilistic ce ar fi putut să obțină Bob, dar cum nu e prin efort. Iar nu putea să scute pe canal să vadă ce nu se sănătate. Ok.